Se întărește prezența militară americană în România. O escadrilă de avioane de luptă F-16 cu sediul obișnuit în Germania a ajuns astăzi în țara noastră la baza din Fetești. Detașamentul este format din 8 aeronave și 150 de militari. Armata Statelor Unite vrea să întărească astfel securitatea regională în contextul situației tensionate de la granița cu Ucraina. Aflăm detalii de la Ana Maria Stancu. Ana Maria, bună seara! Care este misiunea acestui detașament? Bună seara, bun găsit tuturor! Misiunea acestui detașament, alcătuit din 150 de militari americani și 8 aparate de zbor F-16 Fighting Falcon, este aceea de a participa la exerciții în comun cu militarii români, dar și cu aparatele de zbor F-16 pe care le au forțele aeriene din România. Asta se va întâmpla în următoarele 2 săptămâni, cu scopul de a întări prezența forțelor NATO aici, de a întări securitatea pe flancul estic și de descurajare. Totodată, aceste aparate de zbor al noului detașament militar american, care a ajuns la baza 86 aeriană Borcea, va participa și la exerciții în comun, la exerciții de poliție aeriană întărită împreună cu reprezentanții forțelor aeriene italiene, care se află în România încă din decembrie. Toată această tehnică și acești militari se vor adăuga celorlalți 50 de militari care se află la baza Borcea și celorlalte 4 aparate de zbor F-18 Super Hornet. Nu este singura tehnică dislocată în ultima perioadă în România, tehnică militară americană, pentru că în această dimineață a ajuns și primul transport cu transportoare blindate de tip Striker în baza din Mihai Cogălnicianu. Toată această tehnică a fost dislocată tot din Germania și urmează să mai ajungă și în zilele următoare. La Mihail Cogălnicianu vor ajunge și militari americani, pentru că 1000 de militari vor fi dislocați în zilele următoare pe teritoriul țării noastre, iar prezența lor aici arată că parteneriatul dintre Statele Unite ale Americii și România este unul puternic și trebuie întărită securitatea aici, în contextul în care există tensiuni în Ucraina.